Salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. În acest video vom vorbi din nou despre niște știri din domeniul IT. Vreau să vă țin în ultimul timp la curent cu tot felul de chestii care se întâmplă în mediul online și mi-e place să mă documentez destul de mult, în special la această parte. Iar astăzi vin cu o nouă știre destul de interesantă, zic eu. Și anume, în ultimul timp Facebook lucrează foarte mult pe partea de localizare a dispozitivelor, așa că mai nou Facebook-ul va ști foarte bine și foarte clar unde te afli în momentul în care tu folosești Facebook, ceea ce poate fi bine și poate fi și rău, însă n-am ajuns încă la main subject, la the main subject. Ce vreau să zic cu chestia asta, Facebook vrea să dezvolte o nouă tehnologie care să sugereze persoanelor din jurul tău contul tău de Facebook. Uite, să vă dau un exemplu. Da, să zicem că sunteți în tramvai, da? Stați pe Facebook și în felul acesta, Facebook, prin această tehnologie, vrea să sugereze la sugestii de prieteni persoanelor care stau chiar lângă tine în tramvai și pe care poate chiar nu le cunoști, să sugereze contul tău de Facebook. Din câte am citit, chestia asta se va face totuși după un algoritm. Nu va sugera, să zicem, contul tău unei persoane, nu știu, peste 60 de ani. Va încerca să sugereze contul tău unei persoane apropiate de vârsta ta și cu caracteristici și chestii, interese cât de cât asemănătoare. Prin felul acesta, Facebook vrea să încurajeze socializarea și chiar e foarte, foarte interesant, vă dați seama, să stai într-un tramvai sau undeva, într-un autobuz și să stai pe Facebook și automat să vezi că îți apare la prieteni, la sugestii de prieteni, să-ți apară persoana care e la un metru de tine sau la câțiva metri de tine. Eu zic că e o chestie foarte interesantă și chiar aș vrea să testez chestia asta. Mi se pare o inițiativă foarte, foarte interesantă și foarte bună. Nu știu, puteți să lăsați acolo un comentariu să-mi ziceți și voi ce părere aveți despre chestia asta. Chiar mi se pare o idee foarte, foarte bună. Din câte am mai citit, cei de la Facebook spun că nu vor nici să exagereze oarecum cu această tehnologie încât să oarecum să ajungă să intre în intimitatea unor persoane, așa că cel mai probabil vor avea o modalitate de a opri acest lucru sau această tehnologie dacă cineva nu dorește toată chestia asta. Eu nu v-am zis, chiar aș vrea să testez, mi se pare o idee foarte, foarte tare. Și de ce nu? Adică să stai undeva, nu știu, pe o bancă sau ceva de genul acesta și să-ți apară la sugestii persoanele care sunt da, lângă tine sau la câțiva metri. Foarte, foarte interesantă chestia asta. Inițial voiam să fac o chestie de genul acesta, un video în care să vă anunț despre toată treaba asta cu locația, pentru că și Google face niște modificări în ceea ce privește localizarea locației. Nu știu ce planuri are Google, dar în acest video vorbim despre Facebook și cam asta vrea Facebook să facă în viitorul apropiat. Vom vedea în special pe aplicația de pe telefon. Acum pe partea de PC nu vom avea update-ul de genul acesta sau o tehnologie de genul acesta pentru că nu e posibil, dar pe telefon vom avea acest update și chiar abia aștept să văd ce aduce și ce poate să facă această tehnologie. Nu uitați să-mi spuneți acolo și voi părerea în rubrica de comentarii despre această chestie, dacă ați folosi și dacă ați vrea să încercați toată chestia asta. De asemenea, nu uitați să lăsați un like și să-mi spuneți tot în rubrica de comentarii dacă doriți, dacă vreți să mai fac videouri de acest gen în care să vă anunț de diverse chestii. O să vă las și în descriere un articol mai detaliat cu mult mai multe informații. Eu nu vreau să fac nici videouri foarte detaliate în care să spun o grămadă de informații, vreau să fac videouri cât mai scurte și cât mai ușor de înțeles ca toată lumea să înțeleagă ideea, dar eu o să vă las acolo un articol în descriere pentru cei care vreți să știți mai multe informații despre această tehnologie, aveți acolo link, puteți să intrați fără probleme și să vă documentați în plus. Cam asta a fost videoul de astăzi, v-am zis, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja pe acest canal. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul Tutoriale Gratuite, la revedere!